Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou episod al podcastului Digital Clinics. Astăzi, alături de mine, se află medicul neurochirurg Ana Maria Ioniță, care vă va răspunde la cele mai relevante întrebări pe care le primește în general de la pacienți. Doamna doctor, mulțumim pentru că ați răspuns invitației. Eu vă mulțumesc mult pentru invitație. Și aș începe cu o clarificare. Pentru că atunci când te gândești la specializarea neurochirurgie, o asociezi automat cu o sală de operații. Bun, de principiu, noi ca să ajungem în sala de operație, da, ca să ajungem să operăm pacientul, mai întâi trebuie să punem o indicație operatorie. Da. Asta înseamnă o consultație în acut la camera de gardă sau în cadrul policlinicii, în cabinet, în care evaluăm pacientul, simptomatologia pe care o are și, desigur, investigațiile pe care le-a efectuat. Dacă nu a efectuat aceste investigații, ne ocupăm să recomandăm efectuarea unui computer tomograf sau unei investigații de rezonanță magnetică, care este esențial de principiu în neurochirurgie, adică putem doar evalua clinic dacă un pacient ar putea avea o leziune neurochirurgicală sau nu, dar diagnosticul de certitudine este pus prin această imagistică. După ce este vizualizat computerul tomograf sau remeneul, făcut funcție de patologie, se pune indicația operatorie, adică ne uităm ce fel de leziune este dacă aceasta există, ce mărime are, ce simptomatologie și ce riscuri prezintă, după care trebuie prezentată situația medicală pacientului, da, care poate fi acută sau cronică. În urma discuției se pune un diagnostic, se explică pacientului, pacientul poate să accepte sau nu intervenția chirurgicală și se merge, desigur, în sala de operație pentru a soluționa problema. Adică, de principiu, la neurochirurgia vizează soluționarea unei probleme care se face în sala de operație. Și ce face un medic neurochirurg după ce pacientul iese din sala de operație? Mai este treaba lui sau și-a încheiat? Desigur. Desigur, desigur, este treaba noastră. Adică, odată ce operăm pacientul, acesta trebuie monitorizat, trebuie evaluat, reevaluat. Pacientul stă câteva zile în spital, funcție de tipul de patologie pe care o prezintă. Da? Adică poate să fie vorba de o hernie de disc, iar pacientul a doua, a treia zi să meargă acasă și să-și rea viața, sau poate să fie ceva mai complex, o tumoră cerebrală, o fractură, ceva problematic la nivelul coloanei, să necesite internare prelungită, poate chiar și o săptămână, două săptămâni. Trebuie să monitorizăm foarte atent evoluția pacientului, trebuie să-l supraveghem, să vedem dacă apar probleme. Da? Orice intervenție neurochirurgicală poate duce postoperator la niște complicații. Trebuie să rezolvăm aceste complicații dacă apar, iar pacientul trebuie monitorizat. Este reevaluat neurochirurgical la 2 luni apoi de la operație, la jumătate de an, iar apoi anual, funcție de patologie. Odată operat, desigur, pacientul este în grija noastră, ca să zic așa, chiar și tot restul vieții, funcție de patologia pe care o are. Trebuie să-l ținem sub observație. Deci pacientul rămâne practic în grija medicului neurochirurg care l-a operat sau care a făcut parte din echipa din. Da, da, da. Da. Asta cu siguranță. Da. Și se poate adresa, desigur, oricând consideră că este ceva problematic. Adică pacientului se explică, nu știu, dacă apar dureri de cap, dacă apar deficite, dacă apar probleme de orice alt tip, să se întoarcă și să se adreseze medicului curant, chiar și în afara consultațiilor programate, pentru a vedea dacă a apărut o problemă suplimentară, dacă este ceva de reevaluat. Trebuie ținut o relație strânsă medic-pacient de principiu. Mulțumesc. Deci, aceasta fiind clarificată, merge mai departe și v-aș întreba care sunt cele mai frecvente afecțiuni cu care vă întâlniți în afara sălii de operație? Păi, de principiu, acestea sunt de două tipuri, da? Putem să le împărțim în două categorii, ce anume patologiile cronice și patologiile acute. Adică patologiile cronice sunt cele pe care le vedem prin programare, în policlinică, în cabinet, da? Iar acestea sunt cel mai adesea hernii de disc, patologii ale coloanei,
Pot fi și tumori cerebrale care pot avea o durată mai lungă de evoluție, cum sunt, spre exemplu, meningioamele, sau se pot prezenta la camera de gardă, asta însemnând patologia acută, care cel mai adesea este traumatică, vorbim despre traumatologie vertebromedulară, adică lovituri la nivelul coloanei vertebrale, sau traumatologie cerebrală, care înseamnă un traumatism, o lovitură la nivelul capului. Sau se mai poate întâmpla uneori să fie o tumoră cerebrală sau un hematom, o leziune vasculară, un debut acut, care să pună viața pacientului în pericol și să-l determină să se prezinte la camera de gardă, pentru că asta înseamnă, de fapt, patologie acută, înseamnă o prezentare la camera de gardă, deoarece pacientul prezintă o simptomatologie foarte, foarte supărătoare, care poate să-i pună chiar și viața în pericol. V-aș propune să ne oprim la ceea ce spuneați că sunt unele din cele mai frecvente patologii, și anume herniile de disc, de care toți am auzit în jurul nostru cumva, și v-aș întreba ce este o hernie de disc și care sunt factorii de risc al unei hernii de disc. Bun, de principiu o să plecăm de la ceea ce înseamnă coloana vertebrală, da? Coloana vertebrală pe care, desigur, toți o avem, este formată din suprapunerea vertebrelor formate dintr-un corp vertebral, partea din față este o parte cilindrică și un arc de cerc care este în spate. Prin suprapunerea acestor arcuri de cerc care sunt în posterior, se formează practic un canal, canalul spinal, prin care trece măduva spinării. În anterior, corpurile vertebrale prezintă între ele discurile intervertebrale. Sunt niște formațiuni fibrocartilaginoase care conferă mobilitate coloanei vertebrale de principiu. Uneori se poate întâmpla ca acest disc intervertebral să se rupă, să migreze fragmente din el către posterior, adică către măduva spinării, sau către lateral, acolo unde pleacă nervii spinali, către lateralul canalului. Nervii spinali având rolul de a controla tot corpul din punct de vedere motor și senzitiv. În momentul în care se întâmplă acest lucru, fragmentul acesta de disc determină o afectare din punct de vedere motor și senzitiv a nervului pe care îl comprimă sau a măduvei spinării. În ceea ce privește factorii de risc, aceștia pot fi multipli și vizează în mod deosebit termenii mecanici, însemnând în momentul în care ridicăm greutăți foarte mari, de exemplu, facem efort fizic prelungit, ridicăm în mod greșit greutăți, se poate întâmpla o compresiune accentuată asupra acestor discuri și asupra coloanei, ceea ce duce la ruperea lor și migrarea unor fragmente. Sigur, sunt foarte mulți oameni care ridică greutăți, sunt foarte mulți oameni care fac efort fizic, nu toți fac hernii de disc. Alți factori de risc care pot duce la apariția acestor hernii sunt, de exemplu, deshidratarea, pentru că discurile sunt formate în mare parte din apă, da? Înaintarea în vârstă, cu afectarea cantității de colagen pe care organismul o formează, deoarece sunt formați din proteoglicani, din colagen, care rețin apa, iar o scădere acestora poate duce la o dezorganizare a nucleului pulpos, mai ales al discului. Un alt factor care poate influența gradul de hidratare al discurilor intervertebrale este fumatul, pentru că fumatul duce la o constricție a vaselor, da? O constricție a vaselor duce la o cedare mai anevoioasă a organismului de apă către discuri. De principiu, discurile intervertebrale nu sunt vascularizate, iar apa se face prin trecere directă din vas către acestea. Bun, un alt lucru care poate influența apariția unei hernii de disc este o încărcare axială marcată, însemnând momentul în care stăm foarte, foarte mult înșezut, stăm foarte mult la birou, avem o viață sedentară, duce la o încărcare cu greutatea organismului pe perioade foarte lungi de timp, chiar dacă este strict greutatea noastră proprie, corporală.
o compresiune care limitează mobilitatea și duce la apariția unei rupturi discale și ulterior a unei hernii de disc, lucru care poate să apară destul de frecvent la persoanele sedentare, la persoanele care conduc foarte mult, cum sunt șoferi, șoferi de tir, șoferi care asta fac permanent. Da? Asta înseamnă că ar fi recomandat ca odată la o oră, 2 ore să ne ridicăm, să ne mobilizăm un pic, da? Să facem un pic de gimnastică, poate 5 minute, cât să ne întindem coloana, ca să zic așa. Cum putem preveni herniile de disc? Desigur, prevenția vizează mai ales evitarea ridicării de greutăți foarte mari, iar în eventualitatea în care suntem nevoiți să o facem, să o facem corect. Asta înseamnă că nu trebuie să ne folosim de anteflexie, asta înseamnă că nu trebuie, nu ne aplecăm în față cu tot organismul și ridicăm ceva foarte greu de jos. Este bine să o facem prin acele mișcări cu care suntem învățați și la sală, ca să zic așa, adică ne lăsăm prin genoflexiune ușor în jos, apucăm greutatea respectivă și ne ridicăm contractând foarte bine mușchii abdominali pentru a proteja cât de cât coloana vertebrală. Sigur, dacă sunt greutăți foarte mari, putem face hernie de disc chiar și în felul ăsta, da? Adică trebuie să evităm să ridicăm ceva foarte, foarte greu, mai ales dacă nu suntem obișnuiți, nu avem antrenament, nu ridicăm mai mult de 5 kg odată și dintr-o dată ne ducem să ridicăm ceva care are 20-30 de kilograme. Putem cu siguranță să pățim ceva nefericit. Bun. Al doilea lucru vizează statul foarte mult la birou, șofatul foarte mult, așa cum am menționat. Putem să ne ridicăm un pic, să facem un pic de gimnastică, să relaxăm un pic musculatura coloanei și încărcarea aceasta axială prelungită. La persoanele supraponderale, care sunt un pic mai grăsuțe, care au un grad de obezitate, desigur, este recomandat să slăbească, pentru că încărcarea aceasta axială va crește odată cu greutatea mai mare a organismului. O hidratare corespunzătoare, renunțarea la fumat. Bine, desigur, nu toți pacienții care fumează vor face hernii de disc. Nu este o cauzalitate directă, dar este un factor care poate favoriza. Și, desigur, un alt factor care poate duce la apariția unei hernii de disc sunt, de principiu, pacienți care au boli genetice ce privesc colagenul, adică orice afectare a calității colagenului poate duce la o laxitate mai mare și afectarea discurilor intervertebrale, cum sunt pacienții care au maladia Ehlers-Danlos sau orice afectează calitatea colagenului. Ei trebuie să fie foarte atenți la acest aspect, pentru că au susceptibilitate mult mai mare pentru a face aceste hernii. Care sunt simptomele unei hernii de disc și în ce moment ar trebui să ajungem la un medic? Bun. De principiu, simptomele vizează și segmentul în care apar acestea, pentru că ele pot fi în orice segment al coloanei. Poate să fie la un nivel vertebral cervical, la nivelul gâtului, adică la nivel toracic sau la nivel lombar. Cu precădere, cele mai frecvente sunt cele din segmentul lombar. În ceea ce privește herniile cervicale, va apărea acea durere la nivelul gâtului, în posterior, da? Cu migrare către mâini, care se numește cervicobrahialgie, adică o durere care pleacă de la gât și merge pe mână. La nivel toracic, durerea de obicei este în centură și se migrează practic intercostal, adică pleacă de la nivelul spatelui și pleacă în centură către anterior printre coaste, iar la nivel lombar, durerea este la nivelul spatelui jos, da? Și pleacă pe picior, pe unul din picioare sau chiar pe amândouă. Oricare dintre aceste 3 tipuri de dureri pot fi însoțite și de amorțeli, de
amurțel, furnicături, care de obicei sunt în segmentul inervat de nervul respectiv, adică pe traiectul durerii poate să apară și amorțeală sau pot fi degetele de la mână amorțite, pot fi degetele de la picioare, o parte din dermatomul inervat de nervul respectiv. Un alt semn care poate să mai apară este deficitul motor, însemnând faptul că mușchii inervați de nervul respectiv, care este comprimat, care este sugrumat, practic, nu își mai fac treaba cum trebuie, pentru că nu mai primesc impulsul nervos printr-o compresiune prelungită, însemnând că o să prezentăm o scădere a forței la nivelul mâinii respective, la nivelul piciorului, nu știu, o să scăpăm obiecte din mână, nu putem să mai scriem cum trebuie, sau piciorul nu ne mai ajută, pare mai greu, ne împiedicăm mai frecvent. De principiu, când trebuie să ne prezentăm la medic, în momentul în care apare durerea, adică nu trebuie să așteptăm să ajungem să facem deficit motor. Sigur, există și situații în care acesta se instalează brusc și destul de la începutul patologiei. Dar, în general, debutează cu durere. Durerea este primul semn care trebuie să ne trimită la medic. Nu trebuie să așteptăm instalarea deficitului motor. Pentru că, de principiu, odată ce este instalat deficitul motor, posibilitatea ca acesta să se remită postoperator sau în urma tratamentului este destul de puțin probabil și s-ar putea să rămânem cu o paralizie pe partea respectivă pentru tot restul vieții, adică recuperarea poate fi destul de anevoioasă. Desigur, pacienții de obicei se prezintă la medic, adică simptomatologia este destul de zgomotoasă. Nu este o simplă durere un pic de mână sau mă doare un pic într-o parte. De obicei, lomboștiatica sau cervicobrachialgia aceasta sau toracalgia este o durere pe nerv, adică este o durere lancinantă, acută, care doare foarte tare, este asemănătoare cu acea durere de dinte, doar că este la nivelul mâinii sau piciorului, este destul de Deci oricum nu te-ar gămătos. lăsa să stai acasă, liniștit. Exact, da. Vorbesc de asemenea de traumatisme vertebromedulare, cu care vă întâlniți la cabinet și care îmi spuneați atunci când am discutat înainte de înregistrare, că pot avea niște factori de risc la care rar ne gândim. Puteți să vorbiți și să dezvoltați puțin factorii de risc ale acestor traumatisme? Da, bun. De principiu, nu prea putem să prevenim, ca să zic așa, în mod direct, traumatismele vertebromedulare sau craniocerebrale, pentru că atunci când se întâmplă, se întâmplă. Nu vrea nimeni să pățească acest lucru sau, da. De principiu, putem vorbi despre acei pacienți care ar trebui să acorde o atenție mult mai mare asupra acestui lucru și să se protejeze mai mult. Vorbim de prima categorie care ar putea include pacienții vârstnici care au probleme cardiace, care prezintă tratamente anticoagulante. De principiu, ei au riscuri mult mai mare de sângerare, iar odată cu riscul acesta mai mare de sângerare, se adaugă un risc suplimentar și destul de problematic de a avea leziuni amenințătoare de viață sau invalidante în ceea ce privește traumatologia în general, însemnând că sunt mult mai susceptibili să sângereze foarte rău, iar în urma unui traumatism vertebral, vertebromedular, să spunem, se poate solda nu doar cu o fractură, dar se poate solda și cu un hematom, da, subdural sau epidural la nivelul coloanei, adică cu o colecție de sânge destul de mare care să comprime măduva și care să dea un deficit motor foarte zgomotos, de tipul paraplegiei, tetraplegiei. Desigur, ei trebuie să se prezinte de urgență la medic, dar intervenția chirurgicală nu poate să confere garanția unei remisiuni a acestei simptomatologii. Adică, odată ce se instalează deficitul, sunt pacienți care, să zic așa, scapă de aceste deficite, dar nu este o regulă. O altă categorie de
pacienți destul de problematici în ceea ce privește mai ales traumatologia vertebromedulară sunt pacienții care au spondilită anchilopoetică. Spondilita anchilopoetică este o boală autoimună reumatismală, da? Care de obicei reumatologul o diagnostichează, care afectează cu precădere oasele, sistemul osos și conferă o fragilitate foarte, foarte mare a oaselor. Pacienții care se știu cu acest tip de patologie, de principiu trebuie să aibă extrem de mare grijă asupra cu privire la traumatisme în general. Pentru că la ei un traumatism nu este un simplu traumatism, la ei orice traumatism se poate solda cu o leziune amenințătoare de viață sau foarte problematică. Adică fracturile de coloană, de exemplu, pe care le pot face și le pot face extrem de ușor, pot fi foarte, foarte grave. Ei, de principiu, nu au voie, nu știu, să se urce pe tricicletă, pe motocicletă, să se urce pe, nu știu, scaunel să-și monteze draperiile sau perdelele. Știu că sunt lucruri uzuale pe care oamenii în mod normal le fac, să se plimbe cu bicicleta, să efectiv, de principiu, nu au voie. Adică sunt lucruri uzuale, într-adevăr este greu să îți trăiești viața cu niște limitări, însă leziunile pe care le pot avea, chiar și de la cele mai minore traumatisme, cădere de la jumătate de metru sau o cădere în șezut, la ei se pot solda cu niște fracturi de coloană foarte, foarte grave care să-i lase paraplegici sau tetraplegici pentru tot restul vieții. Și mai vorbeați de asemenea despre problemele care apar atunci când vara la piscină există anumiți amatori de sporturi aproape extreme care sar în cap și pot să ajungă la Da, da, camera având în de gardă. vedere că a venit vara, ca să zic așa, din păcate, la camera de gardă vedem destul de frecvent tineri cu traumatisme vertebrale cervicale foarte, foarte grave. Da? Vorbim aici de săritul în cap, în apă, mai ales în apă foarte, foarte, nu foarte adâncă. Nu știu, suntem la mare, suntem la piscină, vor să se distreze, vor să impresioneze. Este un simplu gest, se aruncă în cap, da, plonjonul în apă, pur și simplu, care se poate solda nu doar cu un traumatism cerebral, se poate solda cu un traumatism vertebromedular cervical, mai ales, vedem adesea, foarte grav. Da? Care poate duce la o ruptură a coloanei cervicale, a primelor vertebre cervicale, și invariabil se soldează cu tetraplegie, da, asta însemnând că nu-și mai pot mișca mâinile și picioarele, adesea pentru tot restul vieții, sau pot chiar deceda în cursul următoarelor zile. Da? Pentru că o leziune medulară implică un edem local, o umflare practic a măduvei, care poate să urce până la nivelul trunchiului cerebral și să determine tot stop respirator și nu numai. Adesea, pacienții aceștia ajung să fie intubați, ventilați mecanic. Din punct de vedere mecanic, ca să zic așa, ei pot fi operați, desigur, și sunt operați. Se face tot posibilul pentru ei, pentru a îi stabiliza. Dar odată instalate aceste leziuni și odată ce ele continuă să provoace edem, practic. Leziunea medulară este ireversibilă și chiar și operați, prognosticul este infaust. Asta este o informație destul de puțin vehiculată și destul de puțin știută, mai ales că săritul în cap la piscină sau vara la mare este destul de popular și mai ales prin Da, da. într-adevăr. Care ar fi recomandarea dumneavoastră, adică eliminarea acestui sport din activitatea de Ei. vară sau Da, cu ideal? siguranță da. Adică știu că este palpitant, ne distrăm, suntem la mare, suntem la soare, da, tentația este mare, ca să zic așa. Dar singurul mod prin care putem evita aceste traumatisme este pur și simplu să nu efectuăm această săritură. Adică, riscurile sunt mult prea mari și nu se merită, indiferent de senzația pe care vrem să o trăim sau indiferent de ce vrem să facem.
singurul lucru pe care putem să-l facem este să nu facem asta. Corect. Traumatismele craniocerebrale. Evident că nimeni nu vrea să cadă, nimeni nu vrea să accidenteze, dar se poate întâmpla. Se poate întâmpla. Și Sim. atunci, care este momentul în care ar trebui să ne prezentăm la o cameră de gardă în urma unei căzături, că la schi, că întâmplător pe scări sau ce face, cum am face diferență? Bun, de principiu, unul din cele mai importante lucruri pe care trebuie să le autoevaluăm, ca să zic așa, este cinetica traumatismului, adică cât de grav a fost traumatismul respectiv. A fost o simplă lovitură ușoară la cap sau a fost un traumatism de cinetică mare? Asta însemnând, nu știu, căderile de la înălțimi mari, am căzut de la 1,5 m, 2 m în sus, dacă a fost un traumatism printr-un accident rutier destul de important, ne-am rostogolit la schi sau am căzut pe mai multe scări. Dacă pacientul prezintă o marcă traumatică importantă, un cucui foarte voluminos, de exemplu, sau o plagă, sunt semne că traumatismul a fost destul de important de principiu. Și, desigur, simptomatologia pacientului. Adică, de principiu, în prezența simptomatologiei este întotdeauna recomandată prezentarea la medic. Simptomatologie însemnând o cefalee intensă care durează mai mult de o oră, nu doar la locul loviturii, în tot capul poate să apară. Greață, vărsături, parestezii, semnând amorțel, furnicături pe o mână, pe un picior, bine. Simptomele pot fi până la cele mai grave, dar este bine ca în cazul în care avem simptomatologie să nu așteptăm să vedem oare ce se mai întâmplă. Da? În momentul în care avem dureri de cap, senzație de greață, vărsături, ăsta este deja un sindrom de hipertensiune intracraniană și este un semn de întrebare că ar putea să se întâmple ceva la care să comprime creierul. Trebuie să ne prezentăm la camera de gardă pentru a fi evaluați. Am înțeles. Deci, având în vedere această simptomatologie pe care o luăm în considerare, și nu pur și simplu pentru un simplu cucui sau ne-am lovit ușor și atunci ne repezim la camera Da, de. de principiu, o lovitură ușoară, ca să zic așa, în absența simptomatologiei, în absența unei mărci traumatice, nu are neapărat recomandare de a ne prezenta la camera de gardă. Trebuie întotdeauna să ne gândim să punem un pic în balanță. Prezentarea la camera de gardă, de principiu, și consultul neurochirurgical presupune un computer tomograf. Pentru că este singurul mod prin care putem evalua complet pacientul și să punem un diagnostic. Este chiar, mă rog, investigația de elecție, ca să zic așa, în traumatologie, pentru că ne arată foarte bine fracturile și ne arată foarte bine sângele, ceea ce sunt cele două lucruri esențial de văzut în traumatologie, pentru că mai avem și pacienți care vin și ne întreabă, bine, dar un RMN dacă fac? Da, dar RMN-ul, știu, nu iradiază, dar nu arată foarte bine ceea ce căutăm noi. Adică chiar și la o cameră de gardă în altă parte, tot computer tomograf se face. Orice computer tomograf iradiază, da, la fel cum iradiază și radiografiile, spre exemplu, doar că la un nivel mult, mult mai mare comparativ cu aceste radiografii. Trebuie să luăm în considerare și lucrul ăsta, adică dacă ne-am lovit un pic la cap, nu avem niciun simptom, nu avem nicio marcă traumatică, mergem la camera de gardă, facem un CT, nu este chiar cel mai bun lucru pentru noi. Da? Trebuie să ne gândim un pic și la lucrurile astea. Sigur, orice simptomatologie poate să însemne ceva și atunci pacientul trebuie să se prezinte ca să fie evaluat. Sigur, și medicul va decide ce e mai bine pentru pacient. Da, desigur, cu siguranță. Ce consultații, ce sfaturi medicale sau ce poate face un medic neurochirurg online? Ce consultații poate oferi online? Da, asta Poate să-și este ajute un o medic întrebare online. destul de bună. Adică, cu siguranță nu putem oferi un consult neurochirurgical complet, da? Adică, pentru că consult neurochirurgical complet înseamnă examen clinic neurologic, iar un examen clinic neurologic înseamnă să
pui mâna pe pacient, să-l evaluezi, să vezi dacă are deficite motorii, să iei reflexe osteotendinoase cu ajutorul ciocănelului de reflexe, să vezi dacă are alte reflexe patologice, da, cum ar fi reflex Babinski și așa mai departe. Pacienții pot avea deficite, tulburări, lucruri pe care ei nu le sesizează, da? Mai ales în patologii cronice pe care le au de ani de zile și cu care s-au obișnuit. Adică pot avea fruste deficite motorii, de exemplu, pe care nu le bagă în seamă. Bun. Ce putem face online este să discutăm cu pacientul, să vedem dacă are simptomatologie și ce simptomatologie are, da? Și să ne uităm un pic pe investigații, în cazul în care este investigat. Dacă nu este investigat, îl putem lămuri cu acest aspect. Dacă este cazul să meargă, nu știu, de urgență la o cameră de gardă, dacă este cazul să meargă să își facă un computer tomograf sau un RMN, dacă este cazul să se programeze pentru o consultație neurochirurgicală completă pentru a fi evaluat, dacă, nu știu, este nelămurit în privirea adresabilității, pentru că de obicei pacienții nu prea știu dacă, nu știu, să meargă la un neurolog sau un neurochirurg sau un orelist, că sunt pacienți care vin, au probleme cu urechile, nu mai aud bine, îi dor urechile sau nu mai văd bine sau poate sunt mai degrabă de un consult oftalmologic. E destul de greu ca pacient să evaluezi cam unde ar trebui să mergi, ca să zic așa. Aici pot fi îndrumați de medici de familie sau nu, depinde dacă pot ajunge la un medic de familie și de ce program au. Dar, în general, este destul de greu să te orientezi singur și ori bâșbui un pic, te duci la primul la care ajungi sau iei pe toți la rând. Da? Eu, cu acest aspect, consider că am putea să îi ajutăm un pic și să îi îndrumăm, ca să zic așa, online și să le spunem cam unde ar trebui să meargă și cam ce este de făcut, de unde să înceapă, de principiu, cu ceea ce îi supără. Deci, în loc să căutăm pe Google atunci când avem un mic accident sau asemănător, mai bine întrebăm un medic Exact. ajută din start. Da. Doamna doctor, mulțumim foarte mult! Cu A drag. fost extrem de Mulțumesc. interesant și doamna doctor Ioniță poate fi găsită pentru consultații online pe platforma Digital Clinics. Mulțumim! Eu vă mulțumesc. Mulțumesc frumos.